Mă bucur să ne revedem după o pauză destul de lungă. Împreună cu fratele Nelu am mai negociat, am mai discutat să ne vedem, însă nu am reușit să ne punem de acord agenda. Însă în seara asta suntem aici și ne bucurăm. Și într-adevăr am vrea să auzim ce are Dumnezeu să ne spună. Este clar că ce are Dumnezeu să ne spună este din cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea ne rugăm pentru descoperirea Duhului din Scripturi. Însă, înainte să vă citesc textul acesta, aș vrea să argumentez de ce predicăm Evanghelia. Adică, de ce nu facem altceva în întâlnirile noastre? Și de ce în fiecare conjunctură, indiferent dacă este de jale sau de bunăvoie, vestim Evanghelia. De ce? V-ați gândit vreodată? S-ar putea să fie oameni printre noi care să aibă suspiciunea aceasta sau întrebarea aceasta. Ce tot aveți cu Scriptura? În primul rând, vestim Evanghelia dintr-un raționament, dintr-un considerent ce izvorăște dintr-un mandat pe care ni l-a dat Hristos. Adică Domnul Iisus Hristos, înainte de a pleca, a spus: e o chestiune de timp până când mă voi întoarce. Până când mă întorc, faceți asta. Oricât o să fiți de nepopulari, oricât de refractari ar fi cei cărora vă adresați, oricât nu o să fiți în trendul vremii, pentru că trebuie să fim extrem de sinceri și să spunem că într-un fel show-ul, circul, este mai pe foaia de parcurs a istoriei, parcă, și oamenii sunt captivați de asta. Domnul a spus: egal încotro să duce istoria, voi continuați să faceți asta. Adică ce? Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dacă tu vezi că oamenii se duc în altă parte, care e tendința care o ai? Să schimbi Evanghelia. Să schimbi preocuparea. În momentul în care ai schimbat preocuparea, ți-ai autosabotat misiunea. Și de aceea continuăm să vestim Evanghelia. Pe de altă parte, vestim Evanghelia dintr-un alt raționament. În Evrei 11:6 ni se spune: și fără credință este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Imaginați-vă că în seara asta toți care suntem aici suntem interesați să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și deodată ar trebui să ne testăm credința. Pentru că fără credință, orice altceva ai avea sau ai face, n-ai fi plăcut lui Dumnezeu. Întrebarea logică care se naște: dar cum vine credința la noi? Și de aceea vestim Evanghelia, pentru că apostolul Pavel, vis-a-vis de afirmația aceasta care a făcut-o în Evrei, face o altă afirmație în Romani 10:17. Și credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă o biserică, o comunitate este expusă unei învățături false, dacă o comunitate este expusă unei evanghelii diluate, și credința care o dobândește este la fel. Și de aceea, în creștinismul modern, credința a fost transformată într-un instrument de a-ți face viața confortabilă prin el. Adică ai o problemă, roagă-te să rezolvă. Te doare în coaste 4 zile, fii liniștit, postim, ne rugăm, e gata, drumul e neted. Vrei să intri la școala de șoferi? Nu știi, tu scrie, dar stai liniștit, rostim imediat. Cum adică dacă n-ai citit cartea asta cu legislația, cum ai vrea să iei? Că leneși n-au nicio promisiune în Biblie. Credința n-are menirea să ne facă viața confortabilă aici. Credința are menirea să facă valea cu putință de trecut spre confortul acela veșnic. Dar în creștinismul modern, dacă nu se vindecă cineva prin biserică, ce spunem noi imediat?
nu au avut credință. Numai că n-avem timp în seara asta să ne uităm în Evrei 11 și să vedem că în timp ce unii și-au primit morții înapoi, prin credință, alții prin credință au fost tăiați în două cu fierăstrău, au pribegit în crăpăturile pământului, ei de care lumea nu era vrednică. Așa că rolul credinței, dragii mei, nu e să generezi o stare confortabilă aici. Numai un pic e greu, rezolvăm, mergem imediat, e gata. Nu e asta rolul, nu e asta credința din Scripturi, dragii mei. Credința din Scripturi are menirea să ne deschidă ochii să vedem ce nu se vede. Ne rugăm în seara asta să ne deschidă Dumnezeu ochii. Să vedem că nu-i totul aici. Că nu-i numai boală, că nu-i numai moarte, că mai este ceva. Ben-Hadad, împăratul Siriei, era în război cu Israel. Și și-a dat seama în plin război că cineva îi deconspiră planurile de război. A făcut un consiliu de război și a pus întrebarea următoare: cine-i turnător între noi? Un înțelept de la curte îi spune: nimeni, domnul meu, dar îi cineva în tabără adversă. Ăla știe și ce gândești tu în odaia ta de somn. Pe vremea aceea, oficiul profetic era deținut de Elisei. El locuia în Samaria. Ben-Hadad, marele împărat al Siriei, a spus: vă duceți, îl prindeți și aduceți-mi la mine. Au înconjurat seara Samaria, s-au culcat în tihnă Elisei și cel mai probabil Gehazi, slujitorul lui. Când s-au trezit dimineața, înălțimile erau pline de cai și călăreți. Și primul care a ieșit din casă a fost slujitorul lui Elisei. Ăsta și-a pus mâna strașină, s-a uitat așa și a zis: ah, domnul meu, ce vom face? Ce zice Elisei? Că atunci când nu mai ai nicio scăpare, este extrem de important să-ți deschidă Dumnezeu ochii, să vezi ce nu se vede. Când o biserică nu mai vede malul, este imposibil să-și continue alergarea, de aceea e nevoie de o evanghelie curată. Am citit despre prima femeie care a trecut canalul mânecii în not. Și după ce l-a trecut, s-a aventurat într-o aventură teribilă în Pacific, trecând de pe o insulă a Pacificului până pe coasta Californiei. Și a notat vreo 15 ore. După 15 ore, ziua aceea era extrem de cețoasă, Atlanticul oricum e rece, și a anunțat că vrea să renunțe. Ambarcațiunile care o străjuiau au spus: rezistă mult, nu poate fi până la mal. Dar n-a mai rezistat și au luat-o sus. Și-au dat seama că mai era o jumătate de oră până la mal după ce au urcat pe una din embarcațiunile care o însoțeau. La conferința de presă, fata asta a declarat că dacă ar fi avut posibilitatea să vadă malul, ar fi reușit să note până la capăt. De aceea e imperios necesar în seara asta să ne deschidă Dumnezeu ochii. Să înțelegem că invitația care ne-o face Dumnezeu, chemarea de care vă împarte, nu e un mofta penticostalilor sau baptiștilor. Știu că pare deranjant când se apropie luna februarie, martie și vezi un pocăit la ușă, deja spui mâna în cap, iară vine asta, mă cheamă la evanghelizare. Oare de ce e așa insistent? Din pricina malului, că el se uită acasă. Și știe că dacă nu-ți deschide Dumnezeu ochii să vezi, n-ai înspre ce alerga. Nimeni nu dă ceva din mână dacă nu descoperă ceva glorios, grandios undeva. Când ai găsit țarina aceea în care e comoara, te duci acasă, vinzi tot ce ai, pentru că ai descoperit o comoară. Dar dacă n-ai descoperit nimic, seara asta ne rugăm să ne deschidă Dumnezeu ochii. Este esențial să vedem ce nu se vede. Să avem înțelegerea aceasta cerească a realității. Să estimăm corect realitatea, dragii mei. Ne rugăm Dumnezeu să ne răspundă la întrebări, întrebări la care numai El probabil are răspuns. Am să vă citesc un text foarte cunoscut. Haideți să ne ridicăm să-l citim. Am vrut doar să argumentez de ce citesc în Evanghelie și nu am venit cu un tratat de psihologie, pentru că este un mandat și pentru că este singura modalitate de a genera
undă verde, cale liberă a credinței spre noi. Vorba lui Vasile Militaru, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Iată ce zice evanghelistul Luca în capitolul 9 și versetul 23. Evanghelia după Luca, capitolul 9 și versetul 23. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. M-aș ocupa de cuvânt și aș trece peste chestiuni protocolare. Pentru că timpul e foarte valoros și pentru că e foarte scurt. Adică ne trece... Când eram copii, cântam o cântare, eram copil, treceau cocorii, eu cu blândețe îi petreceam, mi se părea că vara trece. Mi se părea, dar eu treceam. Și am întrebat frații când ați renovat, că înseamnă că eu n-am fost de mult. Și a fost și pandemie de altfel și nu ne-am pus de comun acord. Numai ni se pare că trece timpul, timpul e tot acolo, noi suntem cei care ne trecem. Și nu-i bai că ne trecem, numai să ne trecem cu rost, să ne petrecem vremelnicia cu rost. Aș vrea în seara aceasta, uitându-ne în pasajul acesta, să încercăm să răspundem cel puțin la trei întrebări fundamentale. Numesc fundamental, nu important. O întrebare fundamentală în măsura în care, dacă afli răspunsul ei, răspunsul îți transformă radical viața. Aia e o întrebare fundamentală. Un adevăr fundamental este cel adevăr care, dacă îl înveți și ți-l asumi, îți transformă radical existența. Acestea sunt adevăruri fundamentale. Pentru că dacă ni le asumăm, dacă le credem și le asumăm, ne transformă radical viața. Credința din Scripturi nu se preocupă să schimbe părul lupului, ci să schimbă lupii miei. De altfel, avem un caz în Biblie, numele lui este Saul din Tars, lupul din vremea aceea a primilor creștini, imediat după moartea lui Ștefan, în capitolul 7-8 din Faptele Apostolilor. Lupul ăsta, Saul din Tars, s-a pornit într-o aventură grozavă să vâneze miei lui Dumnezeu. Și pe drum s-a întâlnit cu mielul. El totdeauna e articol hotărât, după cum observați, el nu-i un miel, îi mielul. El nu-i un fiu, este fiul. Pentru că e singurul, e unicul. Și de aceea, în seara aceasta, am vrea să răspundem la întrebarea: de ce ar trebui să mergem după Hristos? Pentru ce să mergem după El? Și cum? Și cum? Și ne rugăm în seara asta să putem pricepe adevărurile acestea. Nu e lista asta exhaustivă, pentru că ne preocupăm de adevăruri afirmate în textul acesta. Câteva versete care pornesc sau sunt prefațate aparent cu o pretenție: dacă vrea cineva să vină după mine. Întrebarea logică care se naște: de ce ar vrea cineva să meargă după el? Și ca să facem mai sfredelitoare afirmația, de ce toți trebuie să mergem după El? Uneori pare așa o pretenție absurdă, pe aici, pe acolo, cu o notă de aroganță. De ce ar trebui să mergem după El?
Bunicii mei cântau o cântare, să nu merg după un străin, Doamne, niciodată. Și este extrem de important să primim un răspuns biblic. De ce cineva și de ce noi toți avem nevoie să mergem după el? Ce ne dă mergând după el? Și cum am putea merge după el? Pentru că nimeni nu poate decide cum să merge după el, putem decide dacă vrem să mergem sau nu, dar nu putem decide cum. Așa că nimeni nu-și poate face SRL-ul lui, bisericuța lui, că niciunul dintre noi nu ne-o lăsa părinții biserică, dragii mei. El și-a răscumpărat un popor, zice 1 Petru 2 cu 9, un popor care să fie al lui. Iar preocuparea majoră a acestui popor este să vestească puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Deci, prima frământare apare în primul verset care l-am citit, apoi a zis tuturor, apoi când, după ce? Păi, Evanghelia după Luca e scrisă foarte diferit față de celelalte evanghelii. Luca, nefiind un martor al minunilor Domnului, le-a experimentat în viața lui, dar Evanghelia este scrisă în urma unor căutări, așa cum le numește el, studiu amănunțit. Le-a cercetat cu deamănuntul și ni le-a așezat în Biblie, nu neapărat în ordine cronologică, dar într-o construcție teologică superbă. Și de aceea suntem obligați să ne uităm, mai ales în Luca, în toată Biblia contextul este important, dar în Evanghelia după Luca chiar așa e conturată, așa e structurată Evanghelia. Este așezată într-o ordine și ordine este obligatorie în vederea înțelegerii ei. Pentru că asta a fost preocuparea autorului, pe care uitați-o că chiar el ne spune lucrul acesta în începutul Evangheliei, zice el în capitolul 1 și versetul 1, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prealesule Teofile, la ce ai mai scris și tu, dacă au scris alții care le-au văzut? Ia uitați de ce și cum. Am găsit și eu cu cale prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir. Unele după altele. E ca și cum i-ar zice lui Teofil, respectă ordinea ca să înțelegi adevărul. Și pasajul nostru pare smuls din context, apoi, adică după o chestie, după o întâmplare, după o experiență, apoi a zis tuturor. Este ca și cum a clarificat ceva și apoi face afirmația aceasta. Vrea cineva să vină după mine? Asta, într-adevăr, este frământarea frământărilor. Despre asta discutăm în seara aceasta. Vrea oare cineva să meargă după el? După mine nu se merită, dar după el oare se merită? Și ca să înțelegem de ce ar trebui să mergem după el și doar după el, am să vă citesc în Evanghelia după Luca, după care moment a zis Domnul dacă vrea cineva să mă urmeze. Și ia uitați momentul acela în Luca capitolul 9 și versetul 18. Ce e acolo? Pasajul acesta ne descoperă identitatea lui. Adică are loc un sondaj de opinie. Și Domnul zice așa. Cine zic, sunt în 9 cu 18, cine zic oamenii că sunt eu, zice Domnul întrebându-i pe ucenici. Ei au zis 1% ar zice că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, zice, voi cine ziceți că sunt eu? Și ce zice Petru? Nu doar în textul acesta, dar observați cum Luca a grupat adevărurile pentru înțelegerea noastră și a lui Teofil, oricine ar fi el. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, le-a răspuns Petru. Și acum, să citim acum textul nostru,
Acum, zice Domnul, pentru cine sunt eu, ar vrea cineva să vină după mine? Înțelegeți? Domnul zice, dar de ce să mergem după tine? Pentru cine sunt eu? Încă nu ne dă nimic, dragii mei. Pentru maestatea Lui, pentru gloria Lui, pentru că El este nu un Hristos, ci Hristosul, și asta înseamnă că e singurul. Hristos nu-i nume, Hristos e funcție. Iisus cel istoric, El este Hristosul, adică El este cel anticipat în mod profetic în Genesa 3:15, sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. De aceea e singurul, că numai El a materializat promisiunea aceea. El este Hristosul, adică El este Cel care a venit în lumea noastră să rezolve drama omenirii. Știți care a fost drama omenirii? Drama omenirii a constat în faptul că am fost luați din mediul în care am fost făcuți să trăim. Omul nu poate trăi dacă nu vede fața lui Dumnezeu. Așa descrie cartea Genesa că în revărsatul zorilor Dumnezeu venea la om. De ce? Ca să-i regleze mintea, inima. De altfel, în Romani, capitolul 1, zice că mintea noastră fără Dumnezeu, când Dumnezeu își trage mâna, ce zice Apostolul Pavel despre mintea noastră? Că e o minte blestemată. Puteți să nu-L primiți acasă. Putem să nu-L primim în biserică, putem să nu-L primim în școli, în familii. Dacă îmi pleacă El, cineva ia locul. Și apoi să deschide hău. Poți să te duci acasă fără El în seara asta, dar El e singurul. Nimeni nu-L poate înlocui pe El. Dacă El n-are loc la tine acasă, cineva va veni acolo. Și apoi când acel cineva numit Dumnezeu viacului acestuia vine acolo, apoi valea e dureroasă. Seara asta invitația, dar de ce trebuie să mergem după tine? Pentru că tu ești singurul care ai coborât în lumea noastră să rezolvi drama vieții noastre. Când noi am fost scoși afară din Eden și nu i-am mai văzut fața, s-a deschis hău. Noi avem 5 copii. Marcela m-a lăsat câteodată cu ei. Și Marcela, soția mea, este Marcel Bota, cu Marcela Bota m-am căsătorit împreună, am făcut un toiag. Suntem amândoi din septembrie, n-avem nicio schimbare în actele de stare civilă. Mă lăsa cu copiii, mă străduiam, după vreo 2 ore mă rugam. Te rog, fă ceva, liniștește, fă cumva, ad-o pe ea acasă. Le dădeam jucării, mă jucam, liniile feței tăte în jos. Deodată intra Marcela, nu le da nimic. Toate liniile feței erau în sus. Pentru că era chipul care îi regla. Când vine mama, știți că dacă un copil stă cu capul rezemat pe pieptul mamei și ascultă bătăile inimii mamei, se reglează psihic. Și dacă mă întrebați de ce s-a construit în Cluj o clinică de nevroză infantilă, adică de copii bolnavi cu nervii, știți de ce? Pentru că nu mai a avut cine ne echilibra copiii. A venit un curent, un val, care a zis că o carieră în lume e mai mult decât o carieră în familie. Lasă-ți copiii, bagă fata la copii. Și tu ce să faci? Fă-le casă. Și ce să facă cu casa dacă n-are minte? Cineva mi-a zis, tu din pastorală, ce dai la 5 copii? În principiu am hotărât, bani de drum și minte, n-am mai mult. Că dacă are minte, își va face o casă. Și-a luat mașină. L-a binecuvântat Dumnezeu, că are minte, dar dacă n-are, mama și tata n-o să-i dea minte, s-o dus să-i dea bani, dar el n-are minte. Și de aia, când ai 70 de ani, zice, aș sta cu tine, dar s-o deschis un azil, zice, la Beclean, îi grozav, păi ce băiau ăia în Beclean, da, ce să spun, mama la 80 de ani stă să aprecieze bateriile de la chiuvetă și faianța și gresia lor de la ospiciu. Nu, dragii mei, la mama îi trebuie o peșteră și eu. Atât. Peșteră și eu. Ei nu-i trebă luxurile, că vin anii când nu-și găsește nicio plăcere. Și drama omenirii a constat în faptul că nu i-am mai văzut fața. Și acum zice, eu sunt Hristosul.
Da, Hristosul cei. Dacă sunteți buni să ne puneți începutul epistolei către evrei, zice, este o teologie grozavă, e o descriere. Uitați-vă în epistola către evrei, capitolul 1, și să citim 3 versete, că nu-i prea greu, dragii mei. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor, adică despre Hristosul e vorba, l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacul. Și auziți cine e El? El a venit la noi ca să vedem chipul care l-am pierdut. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui Dumnezeu. Când El a venit la noi, noi am văzut fața Lui Dumnezeu. Ioan zice că El a venit și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. El a venit să dărâme zidul și să-i revedem chipul. Și seara asta te chem să vii la unicul, singurul, care îți poate reda demnitatea, care îți poate reda condiția aceea că omul plus Dumnezeu înseamnă odihnă. Odihnă nu este până când omul nu ajunge la Dumnezeu, ne vom uita în faza a doua. El este Hristosul, El este singurul, El este unicul. Apostolul Pavel în Efeseni zice că în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Noi tocmai ce am celebrat sărbătoarea întrupării și am văzut că aveți aici Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Observați că nu e o repetiție specifică poeziei iudaice, este o afirmație și asta fundamentală. Numai copilul s-a născut, fiul, el era. Isaia profețește despre întruparea celui ce era. De aceea sărbătoarea nașterii Domnului nu celebrează ființarea Domnului, ci coborârea celui veșnic în sfera umană. Și noi ne întrebăm, dar de ce ai venit? Ca să-ți vedem fața și să rezolvi drama. Drama era aceea din Isaia 59:1, zice că nu mâna Domnului e prea scurtă, nici urechea Lui prea tare. Dar între noi și El era un zid. Și până când zidul ăsta numit păcat nu-i dat la o parte legal, nimeni nu se poate bucura de fața Lui. Imaginați-vă seara asta că v-ați duce acasă și ați luat cina și i-ați vedea fața. Nu ne trebuie nimic, numai să te știm acolo. E cum zice Moise, Doamne, nouă nu ne trebuie țara dacă nu ești Tu în ea. Dacă nu vii cu noi, nu ne trebuie țara. Că țara ne face praf și așa i-o făcut. Pentru că ce ne dai Tu fără Tine e împovărător pentru noi. Numai când vii Tu cu dar cu tot, atunci suntem fericiți. Ca atare, zice pasajul nostru, dacă vrea cineva să vină, pentru cine sunt eu? Seara asta te rog să nu emiți pretenții. Cel care te cheamă îi singurul, îi unicul, îi maestatea sa, îi regele. Hristosul este cel care a coborât în lumea noastră să ne rezolve drama ființei, a existenței noastre. El este Hristosul. El nu are început, El nu are sfârșit. Nașterea Lui nu înseamnă ființarea Lui, ci coborârea celui veșnic în sfera umană. El s-a făcut om ca tu să poți primi chip de Dumnezeu, iertare deplină. A rezolvat drama, o dat zidul la o parte. Și din momentul acela, cum descrie Faptele Apostolilor, istoria famenului etiopian, ești plin de fericire că ai avut posibilitatea să-i vezi fața. El este Hristosul, dragii mei. Am fost invitat aici foarte aproape de voi la un concert de colinde. Într-o casă de cultură superbă, am cântat coruri, au colindat fanfare, și am avut un mesaj pentru audiența de acolo. Apoi am ieșit în holurile casei de cultură, am băut un ceai, am schimbat impresia, am socializat câteva minute. Și în timp ce beam un ceai cu alți frați și discutam, a venit un domn la mine și mi-a zis, domnule, aici în zonă la noi e un punct de pelerinaj național. Aici odată pe an vin zeci de mii de oameni.
Drumul spre punctul apoteotic al închinării se face pe coate și pe genunchi, pe un drum pavat cu piatră cubică, parțial cu griblură. Eu l-am făcut ăla, au zis. Antebrațul tot, tibia, laba, piciorului, toate mi-au fost numai sânge. Că am făcut drumul ăla. Și acum te-ai trezit dumneata să vii seara asta să spui că totul e în van? Eu am vorbit foarte încet cu el, dar el o striga foarte tare. Și s-a adunat lumea lângă noi. I-am spus fratelui care m-a dus cu mașina, du-te în mașină și adu-mi Biblia înapoi, că vreau să-i citesc textul ăsta de pe afișul ăsta de aici, Isaia 53:5, puneți-ne și pe monitoarele mari, Isaia 53:5. Ce zice Isaia 53:5? Zice, el era străpuns pentru păcatele noastre. El cine? El care este Hristosul. Unsu. Hristos este sinonimul lui Mesia din ebraică. Unsu, trimisu, să rezolve drama ființei noastre, a dumneavoastră. Să plătească prețul fără de legilor noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și iată ce vroiam să-i citesc Domnului ăstuia. Și prin rănile lui, Domnule, nu prin rănile dumneavoastră. Numai rănile lui îți de ajuns pentru drama dumneavoastră. Nu vă mai autoflagelați. Opriți-vă din procesul acesta că numai rănile lui îți de ajuns. El este Hristosul, el este unsul, el îi trimis să rezolve drama ființei, a existenței noastre. De altfel, vă rog să ne mai puneți un text foarte important din Galateni 4:4. Zice că atunci când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Ce să facă? De ce să mergem, Doamne, după Tine? Cine ești Tu? Ce-i cu pretenția asta, Doamne? De ce să nu mergem după un străin, după niciun om de pe planeta asta, după niciun prelat, după niciun predicator, după niciun lider, după nimeni, absolut numai după Tine? Dar cine ești Tu? Eu sunt Hristosul. Dar ce e asta? Zice că o trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Dar de ce să ne răscumperi? Pentru ca să căpătăm înfierea. Când a venit El, o declanșa cel mai extraordinar proces de înfiere. Adică au zis ce poate fi seara asta. Vii al nimănui și te duci al regelui. Asta e seara asta. Și cum ne înfiezi Tu? Zice, ca să căpătăm înfierea și pentru că sunteți fii, înfierea care o face El e mai mult decât înfierea care o putem face noi. Au zis, spun asta într-o biserică penticostală acum, că dacă vrei să ai Duhul lui Dumnezeu, trebuie să-ți faci rost de statutul de fiu. Că pentru că ești fiu, El îți trimite în inimă, El e preocupat de asta pentru toți fiii Lui, să le trimite în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava. De-aia e plăcerea Lui să ne îmbrace. No, acum, când noi înfiem pe cineva, ce zice dicționarul explicativ al limbii române despre înfiere? Zice că este calitatea unei persoane de a-i oferi unei terțe părți condiția de a-i purta numele fără să-i poată oferi esența. Adică dacă eu înfiez un copil și îl țin 20 de ani și la 20 de ani fac un test de paternitate, ce se dovedește? Că i-am dat calitatea să-mi poarte numele, dar nu i-am oferit esența, nu e al meu. Pe mine când mă vede cineva zice, tu ești al Lucreția, că așa o cheamă pe mama. Aia, lasă-mă, de unde știi? Nasul tătia lui mama ta. Că-i port esența. Înțelegeți? Am ceva de la ea, ceva de la tata. Esa lor. Când nu porți esența, știți cum e? E ca și o noră care zice mamă la socră sa. Eu orice aș face la mama, orice aș greși, oricum aș face, eu îi zic mamă liber, foarte liber. Dar tu dacă îi greșești la socră ta la care îi zici tu mami, seara cred că îi zici socră. Pentru că nu e o manifestare naturală. De ce? Că lipsește esența. Unui fiu nu-i trece prin cap să-i zică la mamă sa, așa de rai ai fost cu mine că zic socră de azi. Că-i esența. No, auziți ce zice Dumnezeu? Că s-ar putea seara asta să vrei să vii după El pentru cine este, dar te întrebi, o să te poți tu manifesta natural în relația cu Dumnezeu? Ca să folosesc limbajul românesc, tipul te ține oare? Uitați ce ne dă El. Zice El când ne înfiază, ne dă dreptul să-i purtăm numele și știți ce ne dă El?
esență. Adică pune în noi Duhul Fiului Său care strigă natural. Este o manifestare naturală a naturii lui Dumnezeu din noi, o pune în noi. Și ne manifestăm foarte natural. Și când spun în seara asta Tatăl nostru care ești în ceruri, spun foarte natural, e Tata, că-i port esența. Dacă îmi faci test de paternitate, e esență divină. Petru și Ioan au fost la Sanhedrin și le-au făcut un test de paternitate, bătuți, umiliți, zdrobiți, călcați în picioare. Care a fost concluzia la care au ajuns? Ăștia? Îți dea lui. Umbla cu el. E esența lui. Ăștia și când se vaietă, se vaietă ca el. Nu-ți pui peștele pe mașină și apoi îmi faci fleșuri de aici până la Cluj. Dă-te într-o parte că mi-a luat tata drum. Și apoi tu când treci, omoi și-i peștele și zic, nimă că ăsta e creștinul lui pește. Înțelegeți? Acasă când îmi iubesc nevasta, este o manifestare a Dumnezeului din mine. Nu-i sfântul din biserică și demonul de acasă. Pentru că viața duplicitară nu-i specifică împărăției lui Dumnezeu. Și de aceea și când îți amărât și când îți bucuros, e aceeași esență care o pun el în noi. Așa că textul se încheie, nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, atunci e egal ce teologie ai îmbrățișa, că predestinare, liberă. Dacă ești fiu, atunci ești moștenitor. Și asta mă liniștește. Am liniștea asta că nu oile separă caprele, că păstorul separă oile de capre. Că dacă am fi noi, să zic că ar fi baptiști și penticostalii la porțile împărăției și s-ar întâmpla, există riscul să rămână golă. Că noi ne excludem reciproc. Dar ce bine că e maestatea sa. Ce bine că e regele. De aceea mă și strădui, zice Pavel, să-i fiu plăcut. Și apoi dacă și oamenii m-or plăcea vreodată, mă-i mulțumi lui Dumnezeu, dar nu-i esențial. Seara asta te chem să te întorci și să vii după Domnul, zice, dacă vrea cineva. Dar de ce, Doamne, ar vrea cineva? Pentru cine sunt mai întâi? Adică e regele universului. E cel care a coborât în hăul lumii noastre. Noi n-am mai găsit calea și a venit calea la noi. Noi, zice Isaia, am crezut că e lovit, bătut de Dumnezeu și pedepsit pentru fără de legile lui. Și când colo, el purta povara fără de legilor noastre. După ce a plătit tot, după aceea a început vremea asta a chemării. Și în seara asta te cheamă Dumnezeu să vii la El pentru cine este El. El este Cel care a plătit prețul păcatelor tale. El este Hristosul, El este Unsul, Trimisul, trimis să rezolve drama vieții noastre. El n-a fost trimis în vizită pe tera. El a venit să răscumpere tot, să caute, să mântuiască tot ce era pierdut. Și Isaia zice, 53:5, zice că rănile lui au fost suficiente. De altfel, numai rănile lui sunt suficiente pentru răscumpărarea noastră. Așadar, mulțumim lui Dumnezeu, dragă Doamne, stăm și analizăm, să merită să pornesc după Tine. Luca au zis că unii au pornit după el și au ajuns slujitori ai cuvântului. Nu vorbitori, că nu vorbitorii, numai trăitorii au cerul. Numai trăitorii. Apostolul Petru îi spune într-o împrejurare Domnului Iisus, noi am lăsat tot. Dar de ce ați lăsat tot? Uitați-vă în Ioan capitolul 6. Pentru ce ați lăsat voi tot? Că nu se merită pentru altceva, dragii mei. S-ar putea să fie oameni în seara asta aici care să gândească că cerul le-ar fi dator. Eu nu mă întreb, poate un rob să îndatoreze pe stăpân? Oare robul care a trudit toată ziua la câmp, zice, când va veni seara, zice, să va așeza la masă să-i slujească stăpânul? Nu, zice, îi invers, pentru că niciun rob nu-și poate îndatora stăpânul.
Oare de ce să te slujim? Uitați-vă, în Ioan capitolul 6, un capitol un pic mai lung, cu vreo 70 și ceva de versete, este o predică superbă a Domnului despre cina Domnului, despre sărbătoarea asta extraordinară și cum ar trebui luată, și mare parte dintre ucenici, neînțelegând mesajul Domnului, au zis-o, cine poate suferi asemenea cuvinte, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine. Așa că au plecat, zice Scriptura, zice versetul 66, deja avem 666, că suntem în 6 cu 66, da. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus, am constatat că Domnul nu a alergat după cei care au plecat, și au investit în cei care au rămas. De-am ști și noi. Fratele Țon spunea odată că dacă toată viața te ocupi de oile șchioape, tu o să uiți de alea care dau lapte. Și eu știu că pare așa, nepocăiește deja unii, ziceți, oh. Da, eu nu mă citesc. Din clipa aceea, mulți ucenici s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Nici nu știm dacă au mai revenit vreodată. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Noi n-am rămas lângă tine pentru un alt motiv decât acela că am ajuns la cunoștința și credința că tu ești Hristosul. Tu ești unsul, tu ești Mesia. Nu mai este nimeni, numai tu ești singurul după cine am putea merge. Dumneavoastră, după cine mergeți? După un lider spiritual? Vă interesează o clădire? Un program fastuos? Sau ne interesează totdeauna umilința lui? Smerenia în care a venit, care ne dărâmă pur și simplu. El este Hristosul. Noi de aceea am rămas lângă tine, pentru că tu ești Hristosul. De altfel, aduceți-vă aminte că este o afirmație de scop în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 30-31, zice că Iisus a mai făcut multe alte semne și minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile astea au fost scrise de ce? Dar să credem ce? Că dacă zicea ca voi să credeți, era una. Dar aici ni s-a spus și care trebuie să fie conținutul credinței noastre. Pentru ca voi să credeți că Iisus... Cine e Iisus? Fiul Mariei și al lui Iosif. El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând, să aveți viață în numele Lui. Vreți mai mult? Seara asta, așadar, chemarea noastră, chemarea cerului, este să mergem după Domnul pentru cine este El. În al doilea rând, trebuie să mergem după El pentru ce ne dă El. Înseamnă că El dă ceva ce nu dă nimeni. El dă ceva ce nu dă nimeni. Fratele Nelu deja a anticipat ceva ce dă el, deși e un soi de paradox ăsta ceresc, Matei 11:28, până să ne uităm în textul nostru, anticipez ce ne dă el. Matei 11:28 zice că el ne dă odihnă, dar cum ne dă el odihnă? Prin înjugare. Eu am crescut la țară. Am rămas la țară, mă simt grozav să fiu acolo și mi-e milă de un om, adică nu, spun condoleanțe pentru un om care trăiește la etajul 5-6-10. Că să nu fii cu picioarele pe pământ, nu ieși de acolo, nu vă gândiți. Știu ce înseamnă un animal de povară, adică eu am dus animalul ăla din față și știam că tata îmi spunea când vrem să se odihnească animalul de povară, trăgeai resteu și îl scoteai din jug. Să se odihnească. Dar aici e un paradox. Aici zice că dacă vrei odihnă, trebuie să bagi capul în jug. Și unii sunt povărați prin adunare, știți de ce? Că-s cam usca la arat. Să vorbești despre plug, despre brazdă, despre jug, pe jugul boilor. Zice că odihnă au numai cei înjugați. La jugul lui Hristos îi au odihnă. De aceea și cântăm cântarea, ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el la rând. Că mulți au stat cu el la masă, da, prea puțini au tras la jug. Unii sunt povărați că nu-s cu capul în jug și când nu ești cu capul în jug, te împovărești singur, că vorbești despre... A, zice, ai văzut ce fals o prins, fratele?
Și cântă fals. Eu zic să fie în jug un pic. Îți dăm chitară, orgă, pian, baterii, tot ce vrei. Pune capul în jug. Nu-i prea biblic, zice ce o zis. Metrul ăsta pătrat așa are ceva mistic așa, în mintea unora. Te poftim. Dar aici nu vă poftim că e cam atractiv locul ăsta. Și cineva mi-a zis, și periculos, cineva mi-a zis, zice, foarte departe de țara noastră, mi-a zis că se confruntă cu niște chestii românești, ăla care trebuie să fie la ambon, nu-l poți aduce, și ăla care n-are ce căuta, nu-l poți opri. Pentru că dacă n-ai înțeles ce-ți dă, așa e ușor să trimiți fratele Nelu bilet spre slava Domnului. Nu te punem să cânți, Domnul nu se supără, dar tu ești mânios, nu mai vii o lună. Păi, cred că a fost spre slava ta atunci. Avem o problemă. Ce ne dai? Zice, eu vă dau odihnă. Dar cum ne-o dai? Zice, eu vă dau prin înjugare. Seara asta când vă chemăm, ce ne dai? Jug. Jug. Dar numai așa e odihnă. La urmă urmii, cum să te odihnești dacă n-ai muncit? Despre care odihnă. Aveam colegi, mulți ani în urmă, la școală. Zice, mă duc până în Cismigiu să mă relaxez. Păi, parcă am uite, ai trezit. Zice, da, trebuie să mă relaxez. Păi, relaxarea presupune că înainte o fost trudă. Te relaxezi după somn, nu. Odihnă. Vreți mai mult. Noi avem o lume robită, agitată. Dar aici zice că odihnă pentru suflet. Adică Domnul dă niște talanți la niște oameni, zice, puneți-i în negoț. La unui dă 10, la unui 5, la unui dă 1. Și ăsta cu 1, ăia cu 10, când a venit stăpânul, a zis, mi-ai dat 10, a mai adus 10, mi-ai dat 5, a mai adus 5. Ăsta cu 1, a zis, eu știu. Ăsta n-a lucrat, el știa. Eu știu filozofia jugului, stați să spun, jug așa are două chestii, bași doi. Ce zice Domnul despre asta? Ăsta e filozof. Zice Domnul, rob viclean și leneș. Poate că asta înseamnă să nu vă fure nimeni cu filozofia. Oh, zicem noi am început să fim uimiți de ce știm, nu de ce facem. Seara asta aș vrea să te chem să iei ce numai El dă. Și textul nostru zice un lucru extraordinar. Zice că oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își pierde viața pentru mine, o va mântui. Ce ne dai tu? Viață. Ce preț? Cu orice preț, zice Domnul. Ce dau eu nu dă nimeni. Prețul poate să fie mare, dar niciodată prețul plătit de noi nu-i pe măsura ofertei pe care ne-o face Dumnezeu. Când erau copiii mici, am învățat o cântare, binecuvântați părinții și mereu să-i ajutați, că oricât de mult ați face, nu plătiți cât datorați. Zice, tată, îmi zic acum că s-o căsătorit, erai ca în subiectiv. Nu. Îți spun și eu ce mi-a zis mama, le-am zis. Aștept să fiți toți căsătoriți, să aveți copii și să înțelegi cântarea asta. Până atunci, vorbim în vânt. Te căsătorii, îi da cu capul un gar puternic și apoi când te întoarce, îi începe și tu să cânți asta la copiii tăi. Oare de ce nu învățăm noi tot, ei fratenelu, oare de ce nu învățăm noi tot când suntem tineri? Este și o poezie superbă, cred că Traian Drozd a scris-o. Oare de ce nu învățăm noi tot când suntem tineri? De ce trebuie să îmbătrânim și apoi să zicem, seara asta, vă chem să veniți la Domnul pentru maestatea Lui. El este Hristosul, adică Cel trimis în lume pentru tine. Nu-i cere nimic, numai pentru ce îi te rog să vii la El. Nu ce ne dai, Doamne, ci dătătorul tuturor darurilor. Te-am vrea acasă. Dacă ai veni acasă, noi am avea odihnă. Și am trage în jugul tău și am luat sarcina ta, că prea ne-au împovorat păcatele noastre, dezastrele din viața noastră.
Am fost în zona Arad și am predicat la evangelizare. Am făcut o chemare, ca așa am simțit atunci. Și am chemat oamenii și oamenii au venit în față. Probabil că așa erau obișnuiți acolo. Și au venit în față și a plecat o doamnă de undeva din sală. Dar ea nu s-a oprit între cei din față, au venit până la amvon la mine. Și au zis: domnul predicator, numai vă întreb ceva. Și dumneavoastră îmi spuneți dacă rămân acolo sau mă duc la loc. Și au zis: de-a lungul vieții am făcut 11 avorturi. Spuneți-mi dumneavoastră unde să mă duc. Daniel Negre a cântat, i-am zis: Dani, să cântăm o cântare spre slava lui Dumnezeu și mângâierea acestei femei. Așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin. O, mielule, eu vin, eu vin. Ce ne dai tu? În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui, iertarea păcatelor. Oricine renunță la a mai trăi pentru sine, începe să trăiască pentru mine. Și când trăiește pentru mine, știți cum se încheie povestea vieții unui om care a trăit pentru Hristos? Chiar el zice, Sfântul Apostol Pavel, 2 Timotei 4:6, dar el zice înainte de 2 Timotei 4:6, că am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum așa? Cum așa? Și uitați-vă ce zbatere în 2 Timotei 4:6, ce afirmații face Apostolul Pavel la finalul alergării. Ce zice Apostolul Pavel? Că va da el. Zice că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa plecării mele este aproape. De când am început alergarea aia de pe drumul Damascului, când l-am întâlnit eu pe mielul lui Dumnezeu, toată viața mea am alergat, zice el în Filipeni 3, pentru premiu. Asta a fost rațiunea alergării. Acum s-a terminat alergarea, am păzit credința, nu cumva să mi se strice credința, că tot ce am îi prin credință. Și acum, zice, mă așteaptă, zice versetul 8, mă așteaptă cununa, cununa. Cum, cine dă cununi? Păi uitați-vă ce zice el. Cununa pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Nu păstorul, dragii mei, nici preotul din Dej, ci Domnul împarte cununi. Dar cine-i Domnul? El este Hristosul. El este Cel care a plătit tot. Tu ce ești dispus să plătești? Ca să ai odihnă, ca să ai viață, ca să ai pace. Ce ești dispus să plătești? Știți cum zice omul lui Dumnezeu? Zice: eu mă culc și adorm în pace. Noi ne gândim așa, că într-o nesimțire din asta, el se culcă, e certat cu jumătate biserica, s-o certat cu nevasta și pruncii, dar ăsta dorme, n-are nicio treabă. Dumneavoastră puteți dormi când ați spus o vorbă grea cuiva? Nu te foiești toată noaptea și dormitul devine un calvar? Ba da, de ce? Că n-ai pace de aia. Că ceva adânc săpat de Creator în conștiință spune, nu-i rezolvată problema. Oare cum de omul lui Dumnezeu să... Nu-i asta, îți putea pune capul pe pernă în seara asta, știind că cel mai grav conflict între noi și Dumnezeu nu-i rezolvat? Ai putea adormi? Știți cum zice, puneți-ne un pic Roman 5:1. Zice, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, știți ce avem? Pace. Pace cu Dumnezeu. Adică haina neprihănirii lui Hristos mi-i dată mie, că neprihănirea lui devine neprihănirea mea. Adică asta înseamnă că între mine și Dumnezeu s-a făcut pace. M-am întors înapoi în dimensiunea aceea edenică. Eu plus el, eu rezemat cu capul pe pieptul lui. Și deodată mă liniștesc. Toată povara e plătită. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință. Ne culcăm și adormim în pace, nu că am mâncat ce-i mai bun, s-ar putea să n-ai mâncare, sau cum zice poetul, sau să n-am ce să îmbrac. Dar mă culc în pace pentru că cel mai dramatic conflict e rezolvat. Știți cum zice Costache Ionis sau Traian Dorz într-o poezie? Zice, nu doar soldaților prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor.
cei cămași albă, neprihănirea lui, ci tuturor, dar tu n-o porți și fără ea toți suntem morți, și eu și tu. Azi el te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu. Oare cât vei mai purta haina propriei neprihănirii, în loc să îmbraci haina Hristosului lui Dumnezeu, care îți dă odihnă prin înjugare și viață prin renunțare la viața ta? Seara asta, dacă nu te pocăiești, nu te pocăiești că ești prea mândru. Am predicat la Nepos despre un lepros cu mantie de general și mi-am dat seama cât rău i-o făcut mantia. Lepros cu mantie de general, 2 Împărați, capitolul 5, Naaman Sirianu. Mantia l-a încurcat. El e domnul general. Seara asta sunt oamenii aici care au o părere despre ei. Mantia îi încurcă. Dacă o dezbraci a ta, el ți-o dă a lui. El, Naaman Sirianu, nu a nimerit la curtea lui Elisei pentru că mantia l-a trimis la rege. Și mantia, știi ce a făcut în fața casei lui Elisei? Zis, eu am crezut că va ieși la mine, își va pune mâna peste ranile mele, se va ruga și mă va vindeca. Da, mă rog, cine sunteți? Eu-s generalul din Siria. Da, pe cine mai încântă că e general când în josul paginii scrie lepros? Și-o plecat supărat, gata să se întoarcă acasă cu moartea sub mantie. Niște slujitori înțelepți pe drum, eu zis, părinte, auziți, auziți și apelativ folosesc. Dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, oare ce i-au cerut, deductiv vorbind, să dezbrace mantia de general? Că ești arogant, ești mândru. Indiferent de statutul social, când te-o năpădit mantia, propria-ți mantie. Noi zicem și tata și mama au avut mantia asta, eu nu vreau, că noi, eu vreau să mor cu mantia asta de general, că așa a fost tot neamul. Și unul îi zice, dă jos mantia și te scaldă de 7 ori în Iordan și vei fi curat. Te rog să nu fii mândru seara asta. Te rog să nu fii arogant. Te încurcă mantia. Am zâmbit grozav, eram undeva la Iași și păstorul anunțase la masă acolo, zice, frate, a mai fost o familie cu noi, după cum ați văzut pe programator, zice, ar trebui să conduceți programul după masă. Fratele ăsta, îl chema Costel, fratele ăsta, nu, că avem un safir și frate Costel, zice păstorul, după cum e programarea, vă rog să conduceți programul. Și el, nu, eu mă uitam așa pe sus frâncenie la soția lui, care sorbia din zama de linte oferit acolo și... Am văzut că nu-i convine insistența asta cu care refuză să se conformeze. Și îi zice la un moment dat, băi Costel, te îngrămădește smerenia? Seara asta e o seară tare specială. Că Dumnezeu zice, dacă dezbraci haina, eu ți-o dau pe-a mea. Și când ne îmbracă el cu haina lui, atunci eu mă culc și adorm în pace. Cine ești? Ce ne dai? Dar mai avem ceva. Cum ar trebui să mergem după tine? O, zice Domnul, puteți decide numai dacă vreți să veniți sau nu, dar nu puteți decide cum. 3.000 de oameni au venit la Rusalii în Fapte 2:37 să-l întrebe pe apostolul Petru ce să facem, care sunt rânduielile. Și o zis, cel care împarte cununi, el face rânduieli. Și care-i rânduială, o zis? Pocăiți-vă, credeți, fiecare din voi să fie botezat, apoi Duhului Dumnezeu, după cum am citit în Galateni 4:6, își stabilește cartierul general în voi, se mută Dumnezeu în voi. Este prima mare realitate rusaliană, e că Dumnezeu s-a mutat dintr-o casă de piatră în inimile noastre și am devenit purtători de Dumnezeu. Și de aceea nu putem fi unii la biserică și alții afară, că suntem tot templu peste tot.
Dar cum ar trebui să venim după tine? Să se lepede de sine. Că de aceea am spus povestea leprosului cu mantie de general. Să se lepede de sine. Lucrul ăsta nu e foarte simplu. Ne trebuie o lucrare exclusivă a Duhului Sfânt ca să-ți poți da mantia jos și să lași să o pune, vă aduceți aminte la Tiberiada cum a pus mantia neprihănirii peste Petru? O să zici cam gol așa în briza asta a mării, să te îmbraci cu dragostea lui Dumnezeu. Și l-a luat de după umăr și l-a întrebat, tu mă iubești mai mult? Că te-ai lepădat mai mult, știu, dar dacă mă iubești mai mult, te întreb, că pe mine iubirea mă interesează. În pilda nunții fiului de împărat, totdeauna m-a șocat, din Matei 22, e că el a scos afară fără haină. Nu i-a imputat Dumnezeu că ar fi făcut niște păcate grave și să zică, luați-l, legați-l și scoateți-l afară. În discuție a fost numai haina. O zis, pentru toate grozăviile care le-ai făcut în viață, am murit eu. Dar nu te înțeleg, zice, cum de n-ai îmbrăcat tu haina neprihănirii mele? Eu nu te acuz că ai făcut tu versuri uscate. Eu te întreb, de ce n-ai îmbrăcat haina neprihănirii lui Hristos? De ce? Te-ai crezut mai special decât ceilalți? Doamne, cum să venim după tine? Am spus că Evanghelia după Luca ne obligă să o citim într-o ordine și uitați-vă pe aceeași pagină ce a așezat evanghelistul Luca, cum trebuie să mergem noi după Domnul. Așa scribii mai târziu au trecut un subtitlu aici într-un bloc mare de text și zice 9:57 că ideea continuă, abia aici se explică ce zice Luca în capitolul 9:24. Pe când era pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Da, dar zice Domnul, nu mă poți, am spus mai înainte că nu mă poți urma oriunde, oricum. Zice, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Mai vrei să vii după mine așa? Dumneavoastră ați merge? Motivația extrem de importantă. Ar trebui să ne ajungă cine este El și ce ne dă El. El nu ne dă ce vrem, El ne dă ce avem nevoie. Tu ai nevoie de odihnă, de pace, de viață. Tu n-ai nevoie să schimbi mașina. Dacă asta nu înseamnă că dacă ți-ai schimbat, tu nu-i neapărat voia Lui. Câteodată Dumnezeu zice, ți-ai străbă o jordă. Nu o casă, o jordă străbă. Și dată pe coaste. De ce? Că nu-mi place să te văd suferind, zice Domnul, dar îmi place să te văd că-mi sameni. Că Romani 8:28 zice că pe aceea pe care i-o cunoscut mai dinainte, i-o și socotit mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Imaginați-vă că seara asta a intrat într-un proces de transformare în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Să semen cu El. Să gândesc ca El, să iubesc ca El, să iert ca El. Oare noi de ce nu putem ierta? Știți cum au zis ucenicii la schimbarea la față? Că un tată cu un copil bolnav a venit la ucenici, că așa-i, noi nu ne merim niciodată la Domnul, ne ducem la tot felul de interpuși. Și ucenicii nu l-au putut vindeca, dar l-au vindecat Domnul după ce s-a coborât de pe munte. Că n-are niciun rost să vezi slava lui Dumnezeu dacă nu poți cobori între oameni. Și după ce au plecat tata și copilul, ucenicii îl întreabă pe Domnul. Noi, oare noi de ce nu putem? Oare de ce ne zice cineva o vorbă și noi nu mai știm și nu mai putem ierta? Oare de ce? Oare de ce trecem prin casă soț și soție vreo 4-5 zile și avem impresia că ăla care poate tăcea cel mai mult îi mai vitează? Oare de ce? Oare de ce trecem în profil, că ne întâlnim și în ușă în casă, nu te întâlnești în ușă? Și în ușă doi nu în cap, numai în profil dacă trec. Și tu te dai cât mai spre toc să nu te atingi și cât ai vrea să te atingi. Și cu toate astea faci niște scene. Oare de ce? Doamne, cum să mergem după Tine? Altul i-a zis, vină după mine, Doamne, eu răspuns el, lasă-mă să duc să mă îngrop pe tatăl meu. O, zice Domnul, lasă morții
să-și îngroape morți. Și tu te devestește împărăția lui Dumnezeu. Altuia i-a zis, altul a zis, te voi urma oriunde vei merge, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu-i vrednic de mine. Doamne, am vrea să venim după tine seara asta. Dar oarecum? Oarecum? Zice, scapă de mantie. Mantia de general te încurcă. Lasă-o jos. Lasă morții să-și îngroape morții. Ia-ți crucea. Crucea, dragii mei, nu-i că noi avem așa niște necazuri. Crucea înseamnă ce suferim din pricina lui. Noi zicem, am avut accident, ce să fac? Dacă asta mi-e crucea, păi nu ai avut accident, că scrie 50, tu ai măscă 100. Îngerii te-ar fi păzit, dar nu te-au ajuns. Noi după aceea suntem iritați că Dumnezeu nu a intervenit. Dar cum nu zice Dumnezeu? Am pus la intrare în localitate tablă mare, 50 aici, Marcel. 50. Grijă. Ce zici tu? Haina mea. Ok? Du-te cu ea. După el nu poți merge cum vrei. Dar merită să mergi cum vrea El, pentru cine este El și pentru ce îți dă El. Aș vrea să stăm așa câteva secunde bune și să ne uităm în adâncul ființei noastre și să ne cercetăm în lăuntru, în adâncul ființei noastre. Să spunem, Doamne, poate că-s membru în adunarea asta sau poate într-o altă adunare, facem acum abstracție denominațională, poate sunt în altă parte, dar nu m-am gândit, Doamne, niciodată că n-am plecat în urmele pașilor Tăi. Poate că ești un om botezat aici, membru înscris, cu acte în regulă aici. Dar seara asta, întrebarea întrebărilor e dacă mergem după El, pentru cine este El. Și stai acolo și te rogi, aș vrea să stăm toți în duhul rugăciunii, aș vrea să te rogi, să te cercetezi adânc. Nu facem niciun soi de presiune, vă asigur de asta, niciun soi de presiune psihologică, ci doar o trezire de conștiință am vrea. Sau poate că ești un prieten care a venit prima dată în casa lui Dumnezeu, sau un prieten care frecventezi destul de des adunarea și te frămânți în seara asta. Fie n-ai plecat, nu te știi să fi plecat vreodată pentru cine este El, fără să emiți pretenții, să accepți să-ți dea ce ai nevoie, nu ce vrei tu, și să te duci în termenii Lui după El și nu în termenii tăi. Cu lepădare de sine, dezbrăcând mantia pretenților, a aroganței, a apartenențelor, a calificărilor, a prerogativelor care le ai în societate, a structurii tale, ci pur și simplu să spui, Doamne, nimeni nu-i ca Tine între Dumnezei, Doamne. Tu singur ești Hristosul, ești Mesia. Tu ai plătit prețul fără de legilor mele. Ar fi o nesăbuință să stau nepăsător față de o lucrare și de o mântuire așa de mare. Dar îmi cer iertare că n-am mers curat și sincer după Tine pentru ceea ce îmi dai Tu, viață și odihnă și pace. Am avut pretenții, mi-am permis să emit pretenții. Chiar m-am supărat când nu mi-ai dat ce-am vrut. În seara asta tare îți mulțumesc, dragă Doamnă, că ce-mi dai Tu nu poate oferi nimeni. Că Tu ești viața, Tu ești lumina oamenilor. Mulțumesc, Doamne, că doar călătorind călătoria prin valea asta în termenii Tăi, am garanția că voi ajunge la capăt. Și mulțumesc că la capăt să împart cununile, nu la început. De aceea, ajută-mă să umblu cu credincioșie. Mă arunc în brațele Tale, în ciuda frământărilor prin care trec în viață. Mulțumesc că rolul credinței nu-i să-mi facă viața de aici confortabilă, ci mai degrabă sigură, garantându-mi confortul veșnic. Și stând așa în cercetarea aceasta, aș vrea să-ți dau posibilitatea în seara asta să spui Domnului, sunt și eu aici. Îți mulțumesc că ai murit pentru mine, Tu care ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ia viața mea în mâna Ta. Dau jos pretențiile mele, haina care mă înrobește pur și simplu și îmi frânează drumul în urmele pașilor Tăi și mă arunc în mâinile Tale. Și mulțumesc că la capăt de drum
îmi vei da și mie cununa. Este cineva seara asta? Stând acolo pe bancă, te uiți la viața ta. Timpul s-a dus, viața ți-a trecut. Și Dumnezeu te-a adus în seara asta aici, nu ca o întâmplare, ci ca și cum spunea fratele Nelu, pentru că Creatorul vrea să te întâlnească. Că deși nu ți-ai propus tu să te pocăiești, și-o propus Dumnezeu să te mântuiască. Și eu mizez pe bunătatea Lui. Ai putea ridica mâna o secundă să o văd, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, și ridicarea asta de mână să însemne: sunt aici cu viața mea, vreau să-i o dau Hristosului lui Dumnezeu, pentru că vreau la final să am cunună. Vreau să-mi ierte păcatele, vreau să mă culc și să adorm în pace. În ciuda faptului că-s furtuni, mulțumesc că îmi vei da credința să trec prin furtună spre confortul veșnic. Este cineva seara asta aici jos? O secundă să ridici tu mâna, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru biruința ta și pentru biruința Lui în viața ta. Vrei să faci asta? Lasă-ne să vedem, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și să te binecuvântăm și pe tine, dragul meu, în numele Domnului. Este cineva în sală aici jos sau sus la balcon? Tinerețea ta, viața ta, să-i o dai în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să te binecuvinteze. Este cineva seara asta aici? Apoi ne vom ruga tot ce putem face, deși nu vă putem mântui. Avem libertatea aceasta din partea lui Dumnezeu să ne rugăm pentru toți oamenii și ne vom ruga și pentru tine. Este cineva seara asta aici care vrea să plângă, cum zice poetul, acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât atunci singur rămas să plânge o veșnicie. Este cineva în seara asta aici? O secundă, dacă vrei să ridici mâna să o văd, îl binecuvântăm pe Dumnezeu și apoi ne rugăm. Este cineva care vrea să facă gestul acesta? Haideți să ne rugăm în seara asta. Doamne, Tatăl nostru din ceruri, și noi am venit la Tine pentru că am ajuns la cunoștința și credința că Tu ești Hristosul. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cuvintele Tale nu s-o poveste. Cuvintele Tale îți duc și viață. Tu zici și se face, poruncești și ce poruncești, ia ființă. Doamne, în seara aceasta am fost expuși Evangheliei Tale. Am auzit adevăruri fundamentale despre identitatea Ta, despre oferta Ta, despre regula împărăției lui Dumnezeu, rânduiala împărăției lui Dumnezeu. Doamne, am vrea să ne smerim înaintea Ta. Ne pare rău că uneori am pus rânduielile noastre, că am îmbrăcat haina neprihănirii noastre, că ne-am încrezut în oameni în loc să ne încredem în Tine. Ne smerim în seara asta înaintea Ta. Cercetează adunarea, Doamne, pe Cel ce a intrat pentru prima dată în locul acesta. Doamne, binecuvântă-l cu cercetare duhovnicească. Fă, Doamne, seara asta să fie un punct de inflexiune pentru mulți dintre noi. Să luăm decizii pentru cer, pentru că seara aceasta este ultima care o avem. Poarta spre ziua de ieri este închisă, cea de mâine nu știm. De aceea îți mulțumim pentru seara asta. Te rog să faci cuvântul acesta mântuitor pentru mulți dintre noi. În tăcerea surdă și mută a nopții, te rog să continui să vorbești inimilor noastre. De-o răsări zori și-o-mi trăi mâine. Doamne, tare te rugăm să ne ajut să trăim în voia Ta. Amin. Să dacă seara asta e ultima și apoi va începe veșnicia, dă-ne harul cum ne vedem acum aici, să ne putem vedea la porțile eternității, auzind cel mai extraordinar mesaj: slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Stăpânului. Așa te rugăm și așa vrem să ne asculți și să ne ajuți, Domnul nostru și Dumnezeul nostru, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt te rugăm. Amin. Vă invit să vă așezați.